Nemulțumirile medicilor de familie față de subfinanțarea medicinii primare, care asigură 70% din asistența medicală din România, au reizbocnit zilele acestea, oamenii în halate albe amenințând Ministerul Sănătății și Casa Națională de Sănătate că nu vor semna noul contract cadru în sănătate, care expiră la 1 iulie. Nemulțumirile medicilor se referă la incoerența deciziilor guvernamentale a celor 35 de miniștri care s-au perindat în ultimul sfert de veac de democrație dâmbovițeană la conducerea Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Sănătate, toți numiți pe criterii politice și nu pe performanță profesională. Medicina de familie asigură în România 70% dintre serviciile medicale pe care le primește populația. Toată lumea care a venit la conducerea Ministerului Sănătății și a Casei de Sănătate în ultimii 26 de ani au tot încercat să reformeze sistemul de sănătate. Iar tot nereformat a rămas. Cei 35 de miniștri care au fost, fiecare tot a încercat să facă ceva și vă dați seama, începând din atâtea locuri și n-a ieșit nimic. Referitor la medicina primară, se știe că un sistem de medicină de familie bine dezvoltat și bine ancorat poate să aducă mari beneficii întregului sistem, pentru că în sistemul de medicină de primară și la noi în țară deja 70% din serviciile medicale acordate populației se realizează la acest nivel. Dar primește ca și finanțare numai 3,5-4%. Grosul fondurilor din sănătate merge către spitale, cele mai mari consumatoare de fonduri ale sistemului de sănătate publică din România. Medicina primară primește doar 3,5-4% din fondurile alocate, cifră absolut insuficientă pentru susținerea activității dintr-un astfel de cabinet medical. La spitale, la laboratoare, la medicamente, la tot soiul de servicii medicale, îngrijiri la domiciliu, tot ce este activitate medicală. La spitale, de exemplu, se duc 40% din fondul de sănătate, ceea ce este foarte mult. Bugetul Ministerului Sănătății pentru sănătate este format din 0,87% din PIB, fondul Ministerului Sănătății, și 3,4% din PIB, contribuția cetățenilor care există la Casa Națională de Sănătate. Din banii Ministerului Sănătății se finanțează programele de sănătate și ce mai au pe acolo. Deși medicii au protestat și în luna aprilie prin refuzul de a elibera timp de 2 zile rețete gratuite și compensate și a elibera bilete de trimitere către medicii de familie, Casa Națională de Sănătate a publicat în monitorul oficial tot vechiul contract cadru care prevede fonduri absolut insuficiente sistemului de medicină primară. Și în aprilie am semnat, Casa de Sănătate ne-a tăiat alea 2 zile, azi că n-am lucrat, când am fost la cabinet. Atunci când ați protestat. Da, azi că n-am fost la cabinet, cu toate că toți am fost la cabinet, asta e altă treabă. Mai face economie Casa de Sănătate un pic. Contractul fusese publicat în monitorul oficial în forma care a fost și până acum. Azi că duceți-vă la muncă și îl vom modifica. Acum spunem, da, ce rost are să-l mai modificăm, că deja asta este publicat. Membrii Colegiului Medicilor din România au solicitat primirea în audiența unei delegații de către noul ministru al sănătății, lucru care însă nu a fost acceptat. S-a făcut cerere să se intre în audiență la noul ministru al sănătății și nu s-a primit niciun răspuns. A fost vineri cei de la Colegiul Medicilor și s-a făcut solicitare. Și săptămâna trecută s-a făcut solicitare și să se țină cont de revendicările medicilor de familie. Vineri iar... De cine au fost primiți cei de la Colegiul Medicilor? De nou ministru. Și vineri au fost primiți de nou ministru și președintele casei. Și iar s-au promis că se vor ține cont de și se vor întâlni cu medicii de familie. Medicii de familie solicită creșterea finanțării către sistemul de medicină primară prin majorarea costului unei consultații medicale. O vizită la medicul de familie este plătită cu 10 lei, în timp ce un tuns costă în România la orice frizerie de cartier 30 de lei. Păi singurul lucru care se poate face este să crească finanțarea
și să modifice contractul cadru. Noi ne-am dus cu propuneri de contract cadru în care să fie acceptabil de ambele părți. În contractul actual, la medicul de familie este trecut ca și sancțiuni un număr de 92 de sancțiuni și drepturi niciunul. Avem dreptul să ne luăm banii pe serviciile prestate la prețul stabilit de Casa de Sănătate, adică 10 lei pe consultație. Medicii de familie atrag atenția asupra deficitului major de personal care să asigure existența medicală primară în condițiile în care la începutul acestui an numai în județul Neamț erau încadrați cu 54 de medici mai puțin decât o permit normele legale de funcționare a unui cabinet medical.